Am venit pe scara cuvintelor. Dacă ne uităm cu atenție în istoria omului, observăm că mai toate conflictele interetnice, indiferent de obiectivele lor: politice, sociale, geografice, religioase, au ca rădăcină un principiu estetic: nevoia omului de a atinge în lumea în care trăiește un grad tot mai mare de puritate. Cu cererea unui popor de către un altul, Deși la prima vedere pare că se datorează setei de putere, are mai degrabă legătură cu dorința cuceritorului de a-și impune stilul său de viață, pe care îl consideră superior, regulile sale sociale, ori chiar credințele sale religioase. Chiar și în violența hoardelor nomade găsim același principiu estetic, aceeași nevoie a cuceritorului de a-și îmblânzi condițiile de viață, de a-și le face prietene în fond de a se purifica parcă de blestemul care îl urmărește de la căderea primară. Să trăiești cât mai bine, folosindu-te de ceea ce au acumulat ceilalți, impunându-te prin forță. Antisemitismul nazist, poate cel mai apropiat și mai tulburător exemplu, este și el rezultatul încercării omului de a-și purifica rasa prin așa numita erezia ariană, Până la urmă, această mișcare politică cu rădăcini adânci într-un pretin sistem filozofic și cu manifestări militare extrem de violente, viza ceva legitim din punct de vedere uman. O societate purificată de elementele dăunătoare, la oaltă cu un trai mai bun din punct de vedere economic. Chestiunea estetică pare a fi rădăcina tuturor problemelor omului. Iar dacă analizăm cauzele păcatului originar, Înțelegem imediat că așa și este. Când Eva s-a uitat la pomul interzis, încă înainte de a mușca din rodul lui, a văzut că era bun de mâncat și plăcut de privit și că din acest motiv, reține de estetica formei, era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Când fascinația formelor ia locul conținutului, al esenței, al fondului, omul se trezește la marginea unei prăpăstii în care cel mai adesea sare fără să înțeleagă consecințele fatale ale actului său, fiindcă formele fără conținut sau formele fără fond sunt un teren minat pe care sau în care moartea pândește la tot pasul. Omul își dorește să fie ca Dumnezeu, însă pentru că ideea de Dumnezeu a fost și este îmbrăcată într-o haină estetică omul își dorește să fie ca el numai din punct de vedere estetic. Veșnicia, omniprezența, omnipotența, omnisciența sunt calități de natură formală, estetică, de dorit pentru oameni de-a lungul istoriei, la fel cum au fost pentru Adam și Eva. Dragostea necondiționată, dusă până la sacrificiul de sine, bunătatea, îngăduința, îndelungă rabdare, așa cum transpar ele din Biblie, sunt calități legate de conținutul a ceea ce numim Dumnezeu, calități pe care omul tinde să le ignore, considerându-le de neatins. Firește că intangibile sunt și celelalte, cele formale, dar asta nu înseamnă că ele nu ar fi de dorit. Sesizați contradicția. E ca și cum ai vrea să fii fericit prin a ignora faptul că nu poți fi fericit. E ca și cum ai vrea să cunoști totul prin a ignora chiar faptul că nu poți cunoaște totul. E ca și cum ai vrea să fii veșnic, sau peste tot, sau puternic. prin a ignora faptul că ești un bremuritor, prin a-ți ignora limitele, prin a-ți ignora slăbiciunile, prin a ignora, practic, aspectele esențiale ale Creatorului tău, dragostea, bunătatea, capacitatea de a răbda, de a ierta și așa mai departe. Câtă vreme nu le ai pe acestea din urmă, nu le poți avea nici pe cele din tâi. O societate în care doar formele contează este o societate în care împărățește seducția, activată de dominația formelor și de ignoranță. Iar seducției îi se subordonează, după cum afirma moralistul francez Jean Baudrillard, producția industrială. Ray Bradbury, în poate una dintre cele mai cunoscute cărți ale anilor 60, Fahrenheit 451, apărută la editura Art într-o a doua ediție, cu o traducere de Petre Solomon, imaginează o astfel de societate. Personajul principal, Montag, este un pompier a cărui funcție nu are nimic de a face cu stingerea incendiilor, ci cu arderea cărților, considerate în acel viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, Dinamicul social numărul 1. Deși autorul nu este foarte generos atunci când descrie cadrul acțiunii, înțelegem că avem de-a face cu o ordine socială de tip tehnocratic, în care mijloacele de comunicare, mass media, ca și celelalte instrumente tehnologice, au devenit surogate sau false înlocuitoare ale relaționării. Soția lui Montag este continuu conectată la undele radiofonice, iar dialogul pe care îl poartă cu soțul ei este posibil doar fiindcă în timp a reușit să învețe cum să-i citească cuvintele de pe mișcarea buzelor. Locul pereților este luat încet încet de ecrane uriașe pe care sunt proiectate diverse scenarii domestice. Senzația de intimitate Fiind creată de faptul că actorii care se adresează direct telespectatorilor folosindu-le numele. În timp ce se întoarce de la muncă într-o seară, Montag întâlnește o tânără cu care poartă un dialog destul de scurt și aparent nevinovat. Fata atinge două probleme extrem de importante, însă invizibile pentru un cititor grăbit. În primul rând, îi atrage atenția că în ciuda slujbei pe care o are, el, Montag, pompierul care se joacă cu focul, nu este la urma urmelor decât un om. Așadar, ceva limitat, un neputincios. În al doilea rând, ea îi pune o întrebare cheie. Ești fericit? La care Montag este incapabil să răspundă, întrucât nu înțelege ce este aceea fericire. Protagonistul, până atunci doar un mecanism uman, într-o deplină ignoranță în relația cu sine și cu ceilalți, se trezește dintr-o dată cu o mulțime de sentimente și de întrebări legate de activitatea sa, de obiectul muncii sale, cartea, dar și de viața familială insipidă pe care o are. În timpul unei misiuni, asistă la un suicid comis de o persoană ce se lasă înghițită de focul care îi mistuie biblioteca. Întâmplător, sau poate nu, în timpul acestui episod intră în posesia unei Biblie. Înțelege dintr-o dată legătura indisolubilă dintre carte și om și, revoltat sau mai degrabă tulburat, refuză să se întoarcă la lucru. Este vizitat de Biti, șeful său, un individ incredibil de cultivat și care încearcă să-l convingă prin explicații elaborate asupra cărora. Voi reveni, că revolta sa este inutilă și nejustificată. Montag va lua legătura cu un fost profesor pe care îl întâlnise cândva într-un parc și care îi recitase câteva versuri. Acesta este dispus să-i dea o mână de ajutor în inițierea unui act de revoltă. Act care însă nu va mai avea loc. Fiindcă, de cum se întoarce la muncă, Montag este forțat să-și distrugă casa și să-și dea foc cărților, fiind chiar amenințat de către șeful său cu arestarea. Disperat, îl incendiază pe Beatty, devine fugar și, ajutat de profesor, ajunge într-o comunitate de foști intelectuali din afara orașului. Un război cuprinde între timp regiunea sau poate chiar mapamondul, nu este prea limpede, ca o consecință concretă a ignoranței care a pus stăpânirea pe oameni. Iar ceea ce rămâne în urma acestui război, sugerează autorul, sunt doar memoriile acelor vagabonzi intelectuali ce mișună la periferia orașelor, ajunse acum doar cenușă. Între aceștia, Montag este cel care duce, acolo, în mintea lui, ecleziastul și Apocalipsa după Ioan. Revenind acum la explicațiile lui Beatty, când acesta descrie noua societate, el atinge două dintre aspectele fundamentale pe care le-am abordat chiar la începutul emisiunii. 1. Incapacitatea omului de a cunoaște totul, de a asimila totul, în fond de a ajunge ca Dumnezeu, l-a transformat într-o ființă nefericită. Și 2. Pentru a fi fericit, omul trebuie să-și ignore Nefericirea. Ori cartea, în general, este cea mai puternică dovadă a faptului că omul este limitat, slab, incapabil de fericire. Căci în ea sunt cuprinse, poetic, beletristic, filozofic, psihologic și așa mai departe, în ea sunt cuprinse toate aceste defecte ale lui. Fiecare autor care a scris o carte nu a făcut decât să-și plângă. Condiția umană, într-un fel sau altul. Din acest motiv, distrugerea cărții este necesară. Iată deci raționamentul lui BT, un raționament plin de viclenie, în care o slăbiciune, ignoranța, este transformată într-o armă pentru preluarea unei fictive puteri, fericirea. Finalul volumului demonstrează însă contrariul. Chiar dacă formele estetice, adică acele obiecte sau evenimente menite să ne satisfacă orgolile, chiar dacă aceste forme umplu viața omului, ele sapă în inima lui un abis tot mai adânc, tot mai greu de astupat. Exact așa cum alcoolul, consumat în cantități mari, deși pare să astâmpere setea, nu face decât să o adâncească și mai mult. Sau așa cum, după ce un balon se sparge, se arată cu ce a fost plin, cu mai nimic. Fahrenheit 451 este o carte veche, însă cât se poate de actuală. Este o carte accesibilă și celor mai tineri dintre cititori, însă cu profunzimi uneori inaccesibile lor. Este o carte a cărei învățătură pendulează de la trecut, de la cel care a anticipat ceea ce avea să vină, întrezărind riscurile dezvoltării tehnologice, la viitor la pericolul care ne pândește atunci când, pentru a ne salva, vom încerca să ne atribuim calități care nu ne aparțin, ignorând ceea ce suntem. Fahrenheit 451 este dovada clară că oricând și oriunde omul va fi mereu tentat să-și construiască turnul Babel. Dar și dovada că în final Dumnezeu nu dintr-un capriciu, ci tocmai pentru a nu ne lăsa să ne autodistrugem, va fi oricând dispus să ne amestice limbile. Dați-mi voie ca, în final, să vă citesc un scurt fragment și, în timp ce îl ascultați, gândiți-vă că acesta a fost scris acum mai bine de 60 de ani, nu preluat din realitate, ci anticipând o realitate. 9 zile din 10 îmi țin copiii la școală, replică doamna Baus. Mă descurc eu cu ei în cele trei zile pe lună cât i-am acasă. Nu e rău deloc. Îi închid în salon și dau drumul la televizor. E ca și cum ai spăla rufe. Bagi rufele în mașină și închizi capacul. Ei m-ar pupa, însă m-ar și bate. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu, mai am încă destulă putere ca să mă apăr.